Neața Răzvan, neața Dani, vă invit astăzi să-i cunoașteți pe viitorii campioni la scrimă. Este un sport care ne dezvoltă atât intelectual cât și fizic, iar pentru mine înseamnă o activitate extrașcolară care mă dezvoltă. Ai vreun idol pe care vrei să-l întreci? Nu știu dacă o să pot să o întrec vreodată pe Ana Maria Brânză, o admir foarte mult. De ce sacrificii este nevoie ca să ajungi campion? Sacrificiile sunt foarte mari, având în vedere că trebuie să muncești zi de zi și trebuie să te antrenezi ca să ai și o forță necesară. Antrenamentele, să spunem, 5 pe săptămână sunt pentru a ajunge campion, iar 3, 2, 3, cam așa, să ai măcar un rezultat bun, să fii pe podium, locul 3, cel puțin. Ce înseamnă pentru tine sportul pe care îl practici? Pentru mine, sportul pe care îl practic înseamnă totul. Doresc să ajung campioană olimpică. Despre medaliile pe care le-ai cucerit, care sunt ție dragi? Păi am peste 20 de medalii, iar cele mai dragi sunt cele de la campionatul național, care am luat locul 2 cu echipa și 3 la individual. Da, am luat multe medalii, foarte multe medalii. Ce mai importantă pentru tine? Pentru mine am avut două foarte importante de la naționale, locul 2 și 3. Spune-mi, care este cheia succesului atunci când mergi la un concurs? Păi, în primul rând, nu trebuie să ai multe emoții, deoarece dacă ai multe emoții, concursul poate fi în avantajul adversarului. Și ar trebui să te calmezi, să încerci să dai tot ce e mai bun și să încerci să ajungi cât mai sus. Vorbește-mi puțin despre medaliile pe care le-ai cucerit la sportul pe care le practici. Nu pot să spun câte medalii am, deoarece nu mai îmi amintesc, însă cea mai importantă medalie care o am e de la campionatul național, locul 3 la individual și locul 2 la echipe. Este un sport care te învață să iei decizia, te învață să lupți, să fii hotărât. Totul trebuie să acționezi și să faci într-un timp foarte scurt, fără să fii ajutat de nimeni. Vreau să-mi spuneți de cât timp este nevoie ca să scoateți campioni. Wow, este nevoie de un timp îndelungat. Scrima începe încă din copilărie, dar practic maturitatea ei începe la, cred eu, la perioada de tineret, acolo unde sportivul care ajunge începe să se perfecționeze. Scrima se întinde pe o perioadă mare de timp. Nu începi cum este gimnastica și se termină foarte repede la 17-18 ani. Ești din activitate. Practic la noi, la această vârstă, abia atunci te ia un antrenor de lot național și începe să te perfecționeze. Câteodată poate să-ți spună că nu știi nimic și atunci el îți dă tot bagajul de cunoștință pentru a te scoate campion mondial. Cât de costisitor este acest sport? Cât a trebuit să scoatem din buzunar? Este costisitor. Pentru început nu. Practic se plătește doar taxa pentru începerea cursului, dar pe parcurs, încet, încet, părinții trebuie să achiziționeze copiilor tot echipamentul. Aș spune o valoare cât de cât pentru un copil în jurul sumei de 10 milioane.